Bună ziua, Claudia! Bună, Carmen! Bună ziua tuturor! Numele meu este Carmen și Dudu și sunt hipnooperator pentru Tim Grifasi, alături de colega mea, Claudia Bulgariu, care va fi suport telepat pentru Tim. Astăzi am pregătit pentru dumneavoastră ciclul investigativ 252 cu protocolul numărul 1. Avem cele două părți, cea fixă, întrebări prestabilite, nu avem voie să intervenim, și cea explorativă liberă, în care vom analiza mai mult răspunsurile pe care Claudia le va avea în prima parte. Claudia nu cunoaște tema pe care o vom aborda astăzi pentru a evita parazitarea mentală și o să o rog să se pregătească. Respirăm. Încet, încet, Claudia, ia contact cu punctele corpului tău așezate pe pat. Ia contact cu spatele tău așezat pe perne, cu brațele tale și mâinile. La fel cum e contact și cu piciorul tău drept, care se așează pe pat. Și începi încet, încet să-ți orientezi gândurile spre ce se întâmplă la interiorul tău. Și în același timp, fiind în contact cu vocea mea, încep să simți ploapele care clipesc și liniștea din exterior. Și continui încet, încet să mergi spre interiorul tău. În propriul tău ritm. Și în propria ta manieră. Și în timp ce poate îți poți încă imagina ce se întâmplă în exteriorul tău și să auzi mici zgomote, continui să mergi în interiorul tău, din ce în ce mai profund în interior. Cu această idee foarte specială de nu avea nimic special a face. Doar să lași să se întâmple. Doar să lași să se conecteze. Tot ce vine spre tine. Tot ce este important. Foarte bine.
Iar acum, Claudia, pe măsură ce număr de la 1 la 3, conectează-te cu termenul zodiac și spunem ce vizualizezi sau percepi. 1, 2, 3. A apărut imediat cadranul acela cu 12 semne pe un fond negru. Fondul ăla negru este, parcă ar fi o energie, nu e un desen sau ceva fix, static. E parcă ar vrea să-mi sugereze o pânză pe care se țese. Se țese, aplică acele simboluri, prin viață, mai bine zis, acele simboluri. Iar simbolurile, pe măsură ce mă apropii de ele, le am în fața mea sub forma unui cerc. Și pe măsură ce mă apropii de fiecare din ele, îmi transmit energii diverse, diferite unul de altul. Și complexe. Nu e ca și cum ar fi o singură energie la fiecare din ele. Însă se combină în mod diferit pentru fiecare semn. Din mai multe plaje de frecvențe, de vibrații, dar în mod diferit. Parcă se creează niște tipologii de bază, pe baza acestor combinații, însă nu e ceva simplist, nu am deloc o percepție simplistă. Mm-hmm. O combinație, pur și simplu, la fiecare din ele. Dar totuși mi-apar așa fugitiv în fața ochilor ca puncte de referință pentru anumite din ele, pentru anumite simboluri. Adică, de exemplu, aveam în fața mea o persoană cu o figură umană extrem de impunătoare. Apoi treceau, știi, alte siluete, parcă cumva în umbră, deci genul mai interiorizate, altele foarte dominatoare, de sus, parcă ar fi vrut să-mi arate că sunt totuși niște puncte de referință, ca un, să le zicem, vârfuri de lance pentru fiecare punct zodiacal. Deși nu se, când spun asta, văd o suită întreagă de alte frecvențe în spatele acelor figuri, acelor siliete. Ca și cum s-ar putea manifesta și în alt mod, chiar dacă are același set de caracteristici, o mică altă frecvență, un mic alt procent din alt tip de trăsătură îi va schimba manifestarea întregului, chiar dacă face parte din același semn zodiacal. Bine. Zodiacul este descris ca o bandă, fâșie a sferei cerești, de rază arbitrară, pe a cărei suprafață sunt proiectate stelele. Ce informații ezoterice captezi din această descriere? Vrei să o mai citesc o dată? Nu. Mm-hmm. Nu. Contemplam imaginea mea acum. Și imaginea mea arată, tu când ai citit, mi-a părut imediat ca o fâșie, să zicem, însă pe măsură ce tu citeai, fâșia aceea se curba. Eu tot sub o formă curbată o am, ca și cum ar fi necesară asta, procesul ăsta, pentru a intra cumva în rezonanță, în legătură, în aplicare cu ființele umane. Și da, asta este ceea ce văd. Din nou mi-apare imaginea asta cu trăsături diferite ale fiecărei stele, caracteristici diferite, emanând în felul ăsta energii diferite ființelor umane respective, care sunt sub semnul respectiv și în același timp, în timp ce îți vorbesc, am imaginea acelei fâșii sfere, vine să-i zic, în mișcare. Și pe măsură ce se mișcă, parcă aș avea un reflector, parcă s-ar mișca prin fața unei, parcă un caleidoscop se mișcă și creează, datorită mișcărilor, parcă se pun sub lumină, sub fascicul, alte trăsături. Și atunci influențează în alt mod, în mod diferit, ființele umane, în funcție de aceste mișcări. Mm-hmm.
observă cum ia naștere zodiacul și motivul creierii lui. Îmi vine să spun varietate, tipologii, extinderea tipologiilor diverse umane. Când ai spus cine, mi-au apărut energii ca niște ființe extrem, extrem de ample, de mari, care îmi vine să-ți spun că au de-a face cu pământul în general și nu doar cu pământul, cu o ordine mai extinsă, nu doar cu pământul, parcă ar aduce o influență zodiacul și în afara pământului. Parcă are o legătură și cu animalele, ar crea astfel legături arțese, parcă ar fi o țesătură, pur și simplu, de vibrații, de frecvențe, între tot ce există. În același timp delimitând zodiacul în sine, delimitând, știi, tipologii unele de altele, pentru a face mai ușoară, pe de o parte, caracterizarea unei persoane, pentru a încadra într-un model. Și îmi vine să spun pentru a face cumva mai ușoară delimitarea trăsăturilor umane, cumva citirea mai exact, pentru a face mai ușoară, știi, detectarea unei anumite tipologii. Mm-hmm. Asta mai exact. Pe baza acestor date, în ce este încadrat persoana respectivă. Bun. Există o legătură între zodiac, constelații și semne zodiacale? Da. Spunem tot ce percep. Am o imagine în față de o constelație, nu știu să-ți spun cum se numește, însă o am ca un pătrat cu o latură mai extinsă. E un pătrat, de fapt. Și îmi vine o imagine de, îmi vine să spun, taur. Și în același timp, în plan secund, văd mai multe astfel de imagini care parcă aduc cu anumite animale, dar nu doar cu animale. Și conjuncția, legături, punctele de legătură între acele stele din constelațiile respective creează acele trăsături energetice. Amprente, mai bine zis, acele modele energetice. Parcă ar fi, vine să spun, tiparul și apoi omul de pe pământ este efectul, cumva. La el este ultimul țintit. El este cel care traduce. S-ar traduce pe diverse nivele, pornind de la semne și de la constelații, informația subtilă. Și atunci, în om, se aplică, este ultima frontieră, pentru că este în materie, unde aplică și exprimă acele informații subtile, acele trăsături caracteristice fiecărui semn. Uh-huh. Așa ceva îmi apare, ca o legătură între toate acestea, plecând de la cel mai subtil până la ultima frontieră, care este omul. Ok. De ce este împărțită centura zodiacală în 12 sectoare? Acum am această secționare, parcă sunt în același cerc în care eram la început, format din 12 semne, însă acum mă plimb între ele și le văd ca niște secțiuni mult mai dense, mult mai puternic reprezentate. Și ca să încerc să-mi dau seama de ce 12, mă plimb printre ele. Dar nu văd, percepția mea este ca și cum nu ar mai putea fi una și nici n-ar putea fi mai puțin.
parcă este o sumă perfectă cu ceea ce cu nivelul de ca să existe un echilibru și din zona de subtil, da, din zona universală, să zicem, și în zona de pământ. Parcă ar fi un fundament, o bază. E un număr parcă special, perfect pentru asta, pentru aceste 12 reprezentări. Tipologiile de bază parcă ar fi 12. Uh-huh. Zic, parcă mie mi-apare, mă plimb în cercul ăsta și nu mi se pare deloc că ar mai încăpea una sau că ar putea fi scoasă una. Parcă ar fi o cifră perfectă. Ok. Ophiuchus este o constelație prezentă în banda sau fâșia zodiacală. Cercetați motivul pentru care nu s-a înțeles reducerea numărului de semne zodiacale la 12. Nu am înțeles. Motivul pentru care nu s-a înțeles reducerea? Probabil că s-a îndepărtat. S-a redus numărul, acel Ophiuchus a fost un al 13-lea semn zodiacal. Care este motivul pentru care avem 12 astăzi? Imaginea pe care o am este a unui, îmi vine să-i spun, parcă ar fi ceva mai mic, un semn, un semn zodiacal, da, este ceva mic, e ceva, o completare la cele 12, dar care pur și simplu nu-și are locul, nu încape, nu are cum să intre între cele 12, dar mai am și percepția acum când ai zis de acesta, aveam percepția de respingere de către celelalte 12, parcă ar fi fost ceva animat acolo. Parcă cea de-a o încerca să o respingă ca și cum cea de-a 13-a nu reprezenta suficiente trăsături, la fel de complexe, la fel de bine rădăcinate ca celelalte 12. Și asta este imaginea pe care o am. Încercarea de a intra și respingerea. Ok. Acum Claudia observă și compară zodiacul occidental cu zodiacul chinezesc și spune-mi ce informații primești. Imaginele aparent cunoscute pe care le știm cu toții. Atunci compară. Da. Ceea ce am în fața mea, mi-apar la cel occidental, mi-apar toate imaginele pe care le știm cu o reprezentare mai mult în zona caracteristicilor umane, cu reprezentări foarte vechi, dar totuși în legătură cu umanii. Am aceste imagini, parcă ar fi statui grecești vechi. Cu acele falduri, cu acea balanță, cu ceea ce știm, extrem de vechi, iar celălalt cu chinezesc, cu animalele, am ca și cum ar fi o percepție, o legătură mai mare cu zona, evident, animalieră. Dar percepția este diferită aici. Când mă raportez la acesta, am o percepție de câmp morfic bazal și mult mai extins, nu știu cum să spun, ca și cum ar acoperi o paletă mult mai largă. Nu doar largă, ci parcă s-ar referi la zone mult mai vechi, mult mai cumva ancestrale, de arhetipuri mult mai vechi și ample în același timp. Parcă n-ar fi o categorisire foarte... Ceea ce am aici în fața mea când mă refer la cel chinezesc e ceva extrem de complex. Extrem de complex și pe arhetipuri. Văd parcă ar fi niște spații foarte largi și foarte vechi. Asta e percepția mea.
Ok. Acum am terminat partea fixă. Cum am vorbit mult despre stele, constelații, planete, hai să vizualizăm Calea Lactei, sistemul solar, cu toate planetele din Calea Lactei. Noi știm, după cum trăim pe Terra, că rolul unei planete este de a susține viața, de a locui pe ea. Toate planetele din Calea Lactee au rol de casă? Nu. Nu. Câte din nu. ele? Câte? De când tu spui întrebarea, eu am în fața mea imaginea Căii Lactee și îmi vine să-ți spun că din loc în loc, ca și cum nu pot să-mi dau seama la ce scară aș putea să spun asta, dar din loc în loc aveam puncte stinse, unde îmi sugera că nu este locuit acolo, în destul de multe. Fizic, da? Rămânem fizic. La fizic. Mm-hmm, mm-hmm. Okay. Că nu sunt locuite, exact. Bun. Dacă te uita la, dacă am șterge această informație pe care noi avem, tot ce știm despre planete astăzi, și am privit diferit acest sistem, se învârte în jur, planetele se învârte în jurul Soarelui, așa vizualizez? Am avut o imagine de Alandala, îți spun sincer. Okay. Știi, parcă nu se învârteau, parcă mergeau după niște sensuri direcționate, direct. Da, da. Nu se învârteau. Pur și simplu, parcă una făcea stânga, una dreapta. Am avut niște, nu știu ce imagine am prins acum, dar asta mi-a venit. Dacă am privi acest ansamblu pe care tu l-ai ca parte dintr-un mecanism ancestral, mecanism universal, care mișcă lucruri, ca un mecanism mecanic. Îți vine ceva? Păi acum parcă aș fi mai aproape de imaginea asta pe care o văzusem mai înainte și e ca și cum m-aș mișca eu printre niște structuri. Asta este ce am în fața ochilor, dar am o percepție ca și cum ar fi nenaturale, însă în același timp seamănă foarte mult cu naturalul. Oriunde m-aș întoarce, văd sclipiri de lumină, de planete, știi, deci ceea ce știm ca fiind natural, însă dacă intru mai în profunzime și în apropiere, văd aceste structuri extrem de ample, care parcă s-ar învârti într-o ordine știută, într-o ordine corectă, dar nu neapărat cea pe care o știm noi. De asta mi-a venit acum iarăși imaginea aia de aparent Alandala. Nu este Alandala de fapt, dar sunt lucruri care se schimbă cumva după o ordine știută, o ordine cunoscută de alții, să zic, și nu neapărat de noi. Când ai spus aceste structuri ample, făceai referire la... văd aceste structuri ample, te referai la planete? Nu numai la planete, parcă vedeam legături între ele. Între ele și între toate structurile, la tot ce este vizibil de la noi de pe Pământ. Și nu numai, parcă aș fi în afara Pământului și când mă uitam în aceste direcții, vedeam structurile astea care parcă legau planetele între ele, parcă făceau să se miște planetele într-un anumit sens și o anumită direcție și în același timp vedeam fascicole, energie neagră, acea energie potențială necreată, în același timp lumină care trece, vine ziua, noaptea, parcă toate ritmurile astea parcă ar fi în același timp naturale și în același timp conduse. Asta este. Acele structuri, acele mișcări care sunt conduse. Nu, asta e altfel.
Calea Lactee face parte, tot acest ansamblu pe care tu îl vezi, face parte din Matrix? Am venit să zic că da. Pentru că acum când tu ai spus, eu am avut percepția că Căii Lactee parcă era o hârtie lipită. Mi-a venit o imagine de felul ăsta. Lipită cumva cu fața spre în jos, spre pământ, ca să fie vizibilă dinspre noi. Bun, ok. De ce este important ca umanul să aibă această vizualizare a stelelor și a planetelor? De a imita naturalul cât mai mult posibil. Această imitare a naturalului. Naturalul este ceva ce cunoaștem pe Terra. Terra ne spune ce este natural sau nu. Este o matriță a ceva ce există cu adevărat? Ai înțeles ce vreau să zic, cu adevărat. Parțial, da? Da? Haideți să mergem parțial. Să vedem acel parțial la 3. Cum arată 1, 2, 3. Cum arată acel parțial? Da, mi-ai spus că există parțial. Cum arată acea realitate parțială din afara Matrix-ului, pe care Matrix-ul încearcă să o imite? Nu văd ceva separat, e ca și cum ar fi o emisiune chiar aici. Nu e ca și cum ar fi ceva separat undeva. Ok. Este o altă dimensiune? Sunt piese din alte dimensiuni. Bun. Asta îmi vine să zic. Privind cerul, așa cum noi îl știm astăzi, vom stinge tot ce nu este natural. La 3, 1, 2. Mă auzi? Da. Am percepția de lumină și de întuneric. Ok. În același timp. În același timp? Mai vezi planete, stele? Parcă ar fi foarte îndepărtate. Văd puncte, dar parcă ar fi foarte îndepărtate. Mă auzi? Te aud, da. Da. Aceste puncte pe care le vezi seamănă cu stelele, planetele? Da. Dar foarte, foarte îndepărtate, da? Foarte îndepărtate, exact. Parcă noi am fi într-un soi de flux de energii amestecate. Când spui flux de energie amestecate, ce acest alb cu negru pe care okay. ți-l spuneam, parcă n-ar avea formă, n-ar fi delimitat, parcă ar fi necesar ambele structuri, cumva și fals și natural, pentru a lua viață și nu a rămâne în forma asta de energie doar. Ia contact iar cu imaginea interior. Ca să înțelegem ce vizualizezi tu. Chiar dacă nu e ușor de explicat, Claudia. Te uiți spre cer, te uiți la cer, da? Și în loc să vezi acea boltă cerească neagră cu luminițe, da, ce vezi? Același voi de lumină de care îți spuneam, amestec negru cu alb, acum parcă mi apar și alte nuanțe. Știi cu ce îmi vine acum să compar? Cu lumea înaintea facerii. Am mai avut imagini de felul ăsta asemănătoare în alte investigații. Și văd acum, mi-apare acel roșu grena, parcă de asfințit, îmi apar lumini. Asta este percepția pe care o am. Mi-aș plăcut să văd altceva, dar asta este ceea ce văd deocamdată. Dar totu, mai vedem. Bolta cerească o vezi la fel de cu orizont? Nu. Nu văd orizont. Parcă m-aș afla într-o lume necreată, pur și simplu. Nu văd capăt, nu văd într-un spațiu necreat, exact. Nu văd capăt, nu văd orizont,
ci doar acest flux de lumină. Parcă ar trebui să vină cineva să facă ceva cu toate șuvoaiele astea. Uh-huh. Iar dacă te uiți fără acest nenatural spre Terra, cum o vezi? Pe Pământ? Spre Terra, pe Pământ. Aici văd lucruri, văd vegetație. Am percepția de vegetație străină, nouă, dar vegetație în mod clar. Și percepția este că e mare. E mai mare decât ceea ce suntem noi obișnuiți. Uh-huh. Am tot o imagine de sol, tot roșietic, închis, nu știu cum. Asta este imaginea pe care o am. Și, dar totuși am o senzație de ceva foarte hrănitor acolo. Nu e ceva sec, nu e deșert. Și vegetație amplă și înaltă, mare. Asta este ceea ce văd. Am și percepția de stropi de apă, vizualizarea pe ele, pe frunze. Acest spațiu pe care îl vizualizezi cu natură, care este natural, deci este un spațiu natural. Acest tot spațiu este un spațiu creat sau un spațiu natural? Îmi vine să zic natural. Nu e creat, parcă nu ar fi atins încă, parcă ar fi nud, ar fi de la sine, parcă ar fi un aluat bun de creat. De, știi, de intrat pe mâini care vor să creeze. Cât de mare este acest spațiu pe care tu îl vezi? Uriaș. Mai mare decât Terra sau la fel? Mai mare, vine să zic, mult mai mare. Bun. Percepția este că e mult mai mare. Bun. Și acum dacă ai vedea de sus acest spațiu și reintroducem nenaturalul, continuăm să vezi ambele, tu, să vezi nenaturalul Matrix-ul, adică ca ceva care s-a... Ah, da, ce trebuie să văd? Ce vă observi? Dacă îl pun pe nenatural, mi-a apărut că ai întrebat imediat ca sus, o rețea, da, exact. Parcă ar fi o rețea de bare de metal. Bun, ok. Să zic, asta ar fi un schelet. Parcă vine să spun că asta ar fi o bază, întâi pentru a înlănțui naturalul, a-l direcționa în direcția dorită de acele structuri în dezvoltarea lui și a-l frâna în altele. Acest matrix ocupă tot acel spațiu natural pe care tu l-ai văzut? Nu. Nu. Parcă ia o felie din el. Bun, ok. Acum că vezi acest spațiu, aceste bare de metal, ce formau? Totul e cu imagine de sferă, ce am eu în fața ochilor. De sferă. Parcă ar fi gura unui sau cupa unui excavator care intră, mușcă din bucata aia de natural, știi? Și o înglobează în interior, o adaptează, o atrage, o modulează, o modelează și o introduce în cupa asta, care este sferică. Și de acolo începe creația, alipirea unora de celelalte, adaptarea, modificarea, toate procesele. Observând în continuare acest ansamblu, în prezent, în afara acestui matrix, în spațiu natural, există umani? În acel moment te referi? Nu, acum. Dacă există în afara matrixului? Da, mi-ai zis că e un spațiu natural întins și constructul care înghite o fâșie, da? Așa, matrixul. Da. În afara fâșiei, în acel spațiu imens, da? Ai zis că e mai mare ca Terra, există umani? Da. Da, am percepția că da. Parcă ar exista. În procente mai mari sau mai mici, în amestecuri, dar da, există cu trăsături clar umane sau foarte asemănătoare. Care sunt conștienți de Matrix? Da. Și nu doar de el. Parcă am percepția că nu e singur. Cum se raportează la acest construct? În diverse modalități. Parcă am mai multe percepții aici. Pe de o parte cu curiozitate, parcă s-ar privi ca la un spectacol galactic cumva, de a vedea cum merge procesul.
aici cu compasiune, cu trecere, pur și simplu observare de departe? Hai să alegem o persoană X de pe Terra din prezent, din Matrix, da? Ce ai, femeie sau bărbat? Femeie. Cu corp fizic, da? Există în acel spațiu natural, în acest moment? Mi-au apărut imediat doi ochi. Și percepția e că sunt a ei, cred. Mm-hmm. Parcă s-ar privi ea pe ea. Bun. Okay. Din afară. În afară, în spațiu natural, corpul fizic, există un corp fizic? În cazul ăsta nu-l văd. E ca și cum ar fi doar acei ochi. Parcă ar fi doar o zonă subtilă care se privește pe sine aici, în interior. Uh-huh. Dar acei oameni pe care i-ai văzut aveau corpuri fizice? Da. Da. Dintre acei oameni din spațiu natural cu corpuri fizice, există și cu corp fizic în Matrix? Da, și asta. Așa mi se pare. Și când ți-am răspuns, am avut o percepție, o imagine foarte ciudată. Parcă erau două perdele, una lângă alta, și din când în când se desprind, parcă ar bate un vânt, se desprind și dintr-o dată apare în interior o lumină foarte puternică, un galben portocaliu, care permite să se întâlnească ăia din afară cu ăia din interior. Dar nu mi se pare ăsta un proces larg, universal, valabil, ca și cum fiecare om de aici are o reprezentare în afară. Uh-huh. Însă totuși mi-apare ca ceva posibil și chiar există în anumite cazuri. Iar imaginea respectivă pe care am avut-o cu cele două perdere, parcă ar fi momente când sau căi, anumite locuri, portaluri prin care se poate trece și se clarifică imagini. Mai exact când se depărtează cele două perdere și apare lumina aia, parcă se văd imagini clare de aici. Parcă cineva se poate uita din afară și vede în interior ce se întâmplă, cum reacționează, cum își trăiește viața persoana respectivă, cum se descurcă aici în interiorul Matrix-ului, parcă se, și nu numai asta, că se observă, ci parcă se realizează o infuzie, acea lumină, acea galbenă la portocaliu, extrem de puternic. Există vreo diferență între umanii din acel spațiu natural și noi? Îmi vine să-ți spun că nu. Dar totuși vizual și ca senzorial, ceea ce percep eu despre acele ființe, parcă ar fi mai complete, mai conștiente, parcă ar fi mai conștiente de toate liniile posibile în care ele se manifestă. Când spun asta, nu e ca și cum ar fi doar aici, ci chiar mai multe linii spațio-temporale experimentate în același timp. Și ei de acolo parcă ar fi conștienți de aceste lucruri, de aceste manifestări. Mm-hmm. Dacă îți spun, uitându-ne la acel spațiu natural, grădina Eden, nu-mi spune nimic, îți spun sincer. Ok. Parcă primul lucru care mi-a venit când ai spus exact ca un construct uman, expresia în sine, dar nu m-a dus cu un corespondent undeva din altă realitate, expresia asta. Ok. Da. Umanii care sunt acolo și care au și corpuri aici, ei sunt cei care decid să aibă aceste două existențe? Da. Da. Și nu. Și nu. Pentru că am avut o imagine acum, când am zis da imediat, am avut o imagine ca și cum... Pentru că acum eu privesc că sunt cumva și din zona respectivă, care mi se pare mult mai atractivă, ca să spun așa. Și când am zis nu, am avut imediat imaginea unei persoane care și-a decis o experiență aici pentru...
nu știu pentru ce, pentru a învăța niște lucruri, dar senzația mea era privind aici că era mult mai limitat, mult mai închingi în niște structuri limitative, ținut, nu se putea exprima, parcă tocmai pentru a-și exprima, nu știu, sau experimenta frustrarea sau limitarea. Este pentru a experimenta la dorință sau este ca o pedeapsă? Asta era senzația, dar parcă pedeapsă de către sine însuși dată. Aici era percepția mea. Parcă un aspect din sine a vrut să vină aici tocmai pentru a experimenta ca o pedeapsă. Ok. Iar acel caz în care ai văzut doar ochii, da? Nu ai văzut corpul fizic. Acea e o parte subliminală? Ai văzut ochii, e o parte subliminală sau nu? Da. Există în acel spațiu natural? Doar ca parte subliminală. Nu văd un corp. Părțile subliminale din acel spațiu pot avea contact direct cu corpurile fizice? E ca și cum partea subliminală nu e conectată sau călătorește, nu e mereu lângă corpul fizic de aici. Parcă preferă să se ducă mereu în acel spațiu, parcă pentru a se reenergiza. Deci e partea subliminală exact a persoanei, numai că nu o văd lipită aici de corpul fizic, cum ar fi normal. E parcă mereu fuge, se duce pentru a se reîncărca, pentru a observa de acolo, pentru a vedea întreaga imagine de ansamblu mult mai bine și în același timp o reținere față de complexitatea vieții în fizic. Un soi de temere, parcă un soi de frică, îmi vine să zic. De asta tot văd ochii care urmăresc mereu cu o ușoară îngrijorare, cum se descurcă trupul, ce face aici, ce extrage de aici, ca învățăminte. Umanii din spațiul natural erau prezenți la formarea, crearea Matrixului? Da. Au vreo legătură? Acum mi-au apărut ca imagine niște rădăcini pe care ies din niște semințe din pământ. Asta este imaginea care mi-a apărut. Cine plantează semințele? Ca și cum ar fi o cooperare. Și când zic imaginea asta, mi se pare extrem de complexă. Nu e ca și cum ar face doar o rasă, doar cineva anume. Pentru că văd foarte multe tipuri de rădăcini, de copaci, de extrem de diferiți unii de alții. Asta este imaginea care o am și asta îmi sugerează o cooperare din mai multe rase. La cererea umanilor? Nu doar. Nu vine să spun asta. Parcă e ceva, un proiect extrem de complex. Acest construct schimbă cu ceva, îmbunătățește sau nu viața umanilor din acel spațiu natural? Crește. 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 Asta îmi vine să zic. Crește persoana respectivă în totalitatea ei, ca dezvoltare, ca devenire, ca experimentare. Experimentare mai degrabă, îmi vine să spun cuvântul ăsta, parcă este mai potrivit. Bun. Oferă un cadru diferit. Pentru o experimentare diferită. Întorcându-ne la bolta cerească, pe care o vedem noi din Matrix, mi-ai spus că nu este naturală, da? Ce vedem noi nu este plantat. Este plantat, este o să-mi vină cuvântul. Este simulat. Planetele pe care le vedem, această simulare a planetelor, există într-adevăr în spațiul natural? Îmi vine să zic că da, pentru că văd un strat suprapus, parcă, dar nu perfect, nu la fel. Însă totuși văd o mișcare extrem de activă, extrem de vivace. Și în foarte multe structuri, de același fel, cumva alinieri, constelații,
dar am percepția de natural pentru că este ceva extrem de vast. Nu am deloc imaginea aia nici de folie, cum o vedeam mai devreme, sau de structurile alea care le legau între ele, parcă toate. Mm-hmm. Nu, aici parcă le-aș vedea nu în 3D, ci nu știu cât de. Adică, știi, le-aș vedea pe diverse fronturi, diverse distanțe, diverse mișcări, cu dezvoltare naturală, într-adevăr. Mm-hmm. Vedea acea legătură dintre stele sau constelații care creează modele sau tipare care exprimă, exprimate de umani mm-hmm. în fizic, da? Mm-hmm. Putem spune că acele planete sunt niște programe? Niște tipologii, energii care emit pe anumite frecvențe pentru a crea apoi tipologia respectivă în uman. Da, putem spune un program de bază, basic, energetic, pentru a crea anumite efecte care sunt absorbite de energia umană, de corpul energetic uman, apoi tradus în fizic. Da, niște programe. Și mi-ai spus la un moment dat că sunt importante pentru, nu știu dacă am notat, importante pentru a permite identificarea tiparelor mai umane mai ușor. Mm-hmm. De către cine sau ce? Am percepția ca și cum ar fi totul un program. Mm-hmm. Și fiind totul un program, fiecare tipologie trebuie să se încadreze în ceva. Astfel încât ea intră în legătură cu ceva anume, atrage mai mult sau mai puțin niște energii, fie că le atrage din niște stăpâni, știu eu, din umbră, care au nevoie de energia respectivă și încearcă să o potențeze, fie că atrage din niște zone mai rarefiate sau mai neutre, îmi vine să zic, dar fiecare se dansează, valsează, să zic, în viață, într-un câmp anume și atunci intră în conexiune cu un anumit tip de câmpuri energetice. Nu e ca și cum ar fi neapărat, nu vine să spun asta, că intră în conexiune neapărat cu entități negative, superioare, mm-hmm. din umbră, care vor să atragă, ci fiecare în funcție de... La bază, dacă e să mă uit la baza acestor semne, într-adevăr, rolul lor ăsta ar fi. Fiecare persoană sau fiecare tipologie se exprime un anumit bagaj, da, anumite frecvențe, pentru a fi mai ușor de detectat ce este acea ființă, unde poate fi încadrată, ce putem extrage de la ea, să zicem. Dar nu am percepția doar asta, doar spre o zonă de negativ. Este foarte complex, ca și întreg matrixul de altfel, inclusiv acest zodiac este foarte complex și legătura cu constelațiile. Mm-hmm. Okay. În acest spațiu natural, Claudia, există interferențe așa cum le știm noi aici? Acolo am percepții de... stabilitate, de stabilitate și nu de atât de mulți factori, cum să zic, precondiționat, care să precondiționeze. Parcă, exact de fapt, discutând de un cadru natural, parcă totul se întâmplă la o altă, vine să spun, ușor, lent, de la sine. Nu văd tampoane, știi, mereu care se izbească într-o persoană să-l oblige să ia o decizie sau să simtă într-un fel sau să... Tot acest stimul. Văd o anumită stabilitate. Asta este ceea ce vine să zic. Bun. Observând din nou Calea Lacteei, observă centrul galactic din Calea Lacteei. Ce percepi? Aici e altceva. Vine să zic o... Parcă ar fi un soare. Da? E altceva. Nu mai am deloc percepția aia de lipit de pământ sau care nu văd. Parcă ar face poate o legătură cu ceva. Este... ceva extrem de... puternic, de activ,
plin de energie, îmi vine să zic, fără sfârșit, și asta îmi vine să zic, total diferit parcă de tot ce e în jur, de tot ce am văzut până acum. Este natural, 100%? Da. În câțiva ani, nu știu exact în cât, va avea loc o aliniere a noastră cu centrul galactic. Ce percepi? Nu știu dacă atere sau... Doar percep rotire. Asta este imaginea pe care o am. Și când văd mișcarea asta de rotație, am niște imagini întunecate. Nu sunt, nu într-un sens de cataclisme neapărat, ci de rotire în mai multe sensuri. De schimbare a luminozității în anumite zone, a nivelului de temperatură, pentru că se tot schimbă și lumina cu întunericul, dar percepția și de temperatură, parcă aș simți frig cald. Are loc o reglare? O modificare, da. Modificare față de ceea ce știam. Schimbări. Odată cu această aliniere? Exact. Nu, cu această aliniere, ce mă întrebasești tu. Au mai avut loc astfel de alinieri cu centrul galactic, nu? Sau nu? Acum mi-a venit o imagine, n-aș ști cum să o traduc, mi-a venit o imagine exact cu o linie, parcă neagră, o linie a orizontului undeva la jumătatea înălțimii vederii mele, iar percepția era de o aliniere care nu a fost benefică sau nu a adus efecte bune. Asta este ce am, ce mi-a venit. Ce s-a întâmplat mai exact? Odată cu alinierea pe tine. Văd parcă ar fi între tăieri de energii, închise la culoare și parcă pe orizontală și pe verticală. Asta este ceea ce parcă ar fi adus cu sine această aliniere, schimbări energetice haotice foarte mari în zona terei. Iar această următoare aliniere, mi-ai spus că vezi, da? Nu neapărat cataclisa, o vezi ca și pozitivă, așa cum știm noi pozitivul? Parcă o văd mai puțin negativă decât cea dinainte, dar nu neapărat pozitivă în ceea ce știm noi pozitiv. Tot cu schimbări, cu schimbări în sensul de forțare. E ceva care va avea de-a face cu persoanele, cu umanitatea în general, forțare de a aduce schimbări în sine. De ce este nevoie de aceste alinieri? Astea sunt ritmurile. Ritmurile universale și cumva o obligativitate și a planetei de a se ancora în aceste ritmuri, de a merge cu ele împreună. Ce există după acest centru galactic și acest, nu prin el, da? La distanță de acest construct și acest centru galactic? Lumi, vine să zic. Lumi nenumărate. Când ai întrebat, mi-a apărut exact o imagine greu de foarte complexă. Nu doar, de foarte multe feluri de ființe. Nu doar umani. Nu existăm și acolo? În anumite locuri, da. Noi, mă refer personal, noi. Noi. Neapărat eu și tu, dar ai înțeles. Da, unii dintre noi, da. Da. Ne aflăm și în alte astfel de locuri. Nu doar noi, ci destui de pe pământ chiar. Destui de mulți? Cât la sută? În acest moment. Mi-apar cifre diferite, nu știu de ce. Mi-apare un locuri 5%, diferite. Mi-apare 17%. Mi-au apărut niște cifre diferite. Ok. În aceste alte lumi suntem mai evoluați? Sau nu neapărat? Spiritual și tehnologic. Iarăși îmi vine aceeași imagine care am mai avut-o, cumva tot noi, dar fără toate aceste impulsuri și programe.
Și da, cu mult mai multe disponibilități în sensul ăsta de tehnologii și spiritualitatea mult mai directă și mai aplicată. Bun, hai să facem, să ne întoarcem un pic la spațiul natural pe care l-ai văzut adineauri, am o curiozitate. Găsești o persoană care este și în acel spațiu natural și corp fizic pe Terra, pe, în Matrix. Ce se întâmplă? Ai găsit? Observă ce se întâmplă când corpul fizic din Matrix moare, dacă există un impact asupra persoanei din mediul natural. Îmi vine să zic că am avut o imagine a persoanei respective dintr-o dată mai, mai mare. Știi că atunci când vedem uneori la final de sesiune corpurile mai înalte, mai, mai bogate, mai armonioase, e, asta mi-a apărut, imaginea asta. Bun. Adică o parte... Ca și cum s-ar îmbogăți cu experiența avută aici. Bun. Deci această experiență merge la el, da? Merge cum? Observă. Cum merge? Vorbim energetic, vorbim informații, energie. Am imaginea ușor, ușor argintie, foarte suavă, foarte fină, care pur și simplu parcă e atrasă. Și știe exact unde să se ducă, dar într-un mod automat, rapid, instantaneu. Nu e ceva care îi necesită foarte mult timp. Însă, percepția pe care o am aici, în timp ce spuneam asta, este că nu e ceva de masă care să se întâmple așa, la marea masă a oamenilor. Pentru că foarte mulți, cred că la ce m-am conectat eu era cineva evoluat, pentru că foarte mulți experiența respectivă nu o văd înglobată, nu iese și nu se înglobează, pentru că persoana rămâne atașată. Nu o face conștient cu partea sa din afară și rămâne atașată aici și e orientată mereu spre cum să facă să se întoarcă imediat în altă experiență. Ok, am înțeles cum să facă să întoarcă imediat. Ok, acea informație pe care tu ai văzut-o, argintie, dacă îți spun parte subliminală? Da, da, este partea subliminală a persoanei. Care se alipește de ea, da? De ea. Ca și cum s-ar fi despărțit cumva și ar fi creat ca să-și poată crea și această experiență. Mi-ai spus că multe rămân atașate, da? Sunt concepte pe care le folosim des. Exact. Atașat de ce? De ce unele reușesc și unele nu? Pentru că au nevoie în continuare de anumite experiențe ca să ajungă să înțeleagă lucruri mai avansate, să se poată detașa de pământ. Încă sunt prinși în experimentare. Nu au ajuns la capăt cu anumit lucru pe care doresc să și-l cizeleze sau să-l experimenteze, pur și simplu. Să se joace, pur și simplu, aici. Și doresc să fie în continuare în această experiență. În aceste experiențe. În acel mediu natural, mi-ai spus că mai multe rase au plantat, este complex, da? S-au plantat aceste semințe. Ai văzut metaforic, bineînțeles, simbolistic. Bun. Atunci, de ce doar umanii au fizicitate aici? Pentru că este o planetă pentru ei. O planetă, mediul natural e o planetă? Nu. Nu. Dar mai avem percepția mai multor planete tip Matrix, nu doar noi suntem. Și ca și cum aceasta este creată special doar pentru umani. Exact. Bun. Cei care au creat, deci a fost, am înțeles, au participat mai mulți. Însă această idee de a crea câte o planetă pentru fiecare specie sau rasă, nu știu. Mă repet încă o dată, fără să mai repetăm experimentare, care este scopul? Pentru ca fiecare specie sau rasă să aibă acest spațiu de a experimenta. Când tu puneai întrebarea, aveam imaginea că nu pentru fiecare specie, adică aveam imagini de mai multe astfel de creații, însă nu pentru toate cele pe care le cunoaștem noi, pentru că nu ar putea face experiențe singure multe din rase sau specii de sine stătătoare. De ce?
Pentru că unele au nevoie de o susținere energetică, cum știm, atâtea entități sau nu pot face singure ele pe o planetă. Iar în spațiul respectiv, acela natural de care vorbeam, nu e ca și cum ar fi doar umane acolo. Acolo percepția mea este infinită aproape, o posibilități infinite, pur și simplu. Și sunt foarte multe combinații de experimentări, când mă refeream la alte matrixuri. Matrixuri unde parcă umanii sau asemănătorii umanilor sunt mult mai înglobați în dependențe și în frecvențe joase, alții în care din contră e sunt... E pe nivele, da? Deci, exact, deci sunt foarte multe posibilități și combinații. Bun, ok, asta ok. Acest matrix... Deci mi-ai zis că sunt foarte multe posibilități și așa. Dacă ar fi să spunem că fiecare matrix este un nivel, da? O iei de la nivelul cel mai jos și mergi. Acest matrix este al câtelea nivel? Câte sunt deja, să zicem, nivele? Mi-a venit să spun nota 7 din 1 la 10. Acesta este al șaptelea, da? Al șaptelea nivel din 10. Da. Ok. Hai să zicem, care ar fi următorul nivel? Am imagini de o mai mare libertate de exprimare, de manifestare a intențiilor pozitive. Deci deja se merge spre o idee de conlucrare mai mare. Parcă ar fi o individualitate în unitate mult mai bine exprimată, care acum e mai mult la nivel de teorie, de comunități mici. Dar încă există foarte clar și forțe adverse sau între ele care încearcă să atragă spre sine capital. Ultimul nivel este foarte asemănător cu acel spațiu natural sau nu? Îmi vine să zic că da, însă nu știu de ce, bănuiam că asta e să mă întreb și mi-a apărut direct cuvântul tehnologie. Parcă la ultimul nivel o provocare mare ar fi tehnologia. Exact, încă nu dau seama la ce s-ar referi asta, dar asta mi-a venit. Probabil tehnologia care trebuie avut grijă, știi, raportul între tehnologie și uman, care să fie preponderent ca să nu creeze dezastre, cataclisme, dispariție. Asta mi-a apărut. Parcă atunci deja nu mai e de joacă, de interferențe mici, ci lucruri extrem de mari care pot ori avansa spre a ieși de aici și a merge în alte zone de experimentare, ori să distrugă și să se reînceapă de la un nivel mai scăzut, mai jos. În timp ce umanul din spațiu natural, în acel spațiu natural, o viață pe Terra, cât reprezintă în timp acolo, dacă ar fi să spunem în anterestri? Nu în anterestri. O viață umană în Matrix, cât reprezintă, mult sau puțin în timp, să zic așa, dacă există acolo? Extrem de puțin, nu vine să zic. Extrem de puțin. Ce face acolo persoana care experimentează și în Matrix în timpul vieții, în timpul experimentării pe Terra? Este conștientă? Da. Face lucruri, adică da. Își face viața? Își face o viață, da. Asta este percepția. Nu e ca și cum stă undeva și trăiește doar prin ceea ce experimentează pe Terra. În același timp, o altă experiență. Ok. Experimentarea în Matrix se face cu ajutorul tehnologiei a persoanei din mediul natural? Nu înțeleg. Persoana din mediul natural este conectată la o anumită tehnologie pentru a avea și această experiență în Matrix? Nu. Nu. E cumva ADN, o legătură de ADN, dar totuși am iarăși percepția asta de treceri. Atunci mi-a apărut cu două de-astea cortine care se depărtau și puteau crea legătură. Acum când ai întrebat, am mai avut parcă ar fi niște structuri și printre ele poate trece informația uneori. Niște structuri foarte alambicate și
ciudate, cum se cheamă, artificiale, însă totuși în anumite mișcări din aceste structuri poate trece o informație care o simt fluidă, naturală și face legătură între cele două părți. Ok. Da, ok. Bun. Am plecat de la zodii. Observă persoana din spațiu natural și ființa din Matrix, umanul din Matrix, dacă baza, caracteristicile sunt asemănătoare sau se schimbă în funcție de experiența pe care vrea să o facă. Caracteristicile sunt asemănătoare, însă persoana din afară nu este la fel deloc, de fapt, programată. Și când tu ai spus de zodii, eu am avut imaginea asta, de fapt, parcă vedeam persoana din afară, total neprogramată, apoi trecând cu niște caracteristici de bază, da, însă trecând prin aceste filtre ale programelor, zodiilor, da, și născându-se într-o anumită perioadă, oră, așa, manifestă într-un mod mult mai acut acele trăsături, care în partea cealaltă se manifestă diferit, mult mai lin cumva. Aici sunt mult mai, e mai impactantă experiența, pentru că este influențat mult mai mult de acele caracteristici ale constelațiilor, ale semnului zodiacal respectiv. Mm-hmm. Parcă e o experiență, într-adevăr, mult mai incitantă aici, mai fascinantă chiar și pentru... știi, cel din afară, pentru că aici are loc sub influența unor condiții greu de surmontat, de respins, de... și e cu atât mai mare dezvoltarea cumva. Aici se creează priza între plus și minus, aici se produce curentul, tocmai prin aceste fricțiuni. Uh-huh. Cele 12 semne zodiacale le-ai văzut circular, da? Așezate circular, mi-ai spus, totul circular, da? Există vreo în evoluția umanului în Matrix, există o direcție, cum să zic, de exemplu, berbec ar fi primul nivel, taur al doilea, gemeni al treilea, există o direcție? Ierarhie. O ierarhie, da. Nu văd deloc asta, doar caracteristici diferite. Nu e ca și cum una ar fi... nu, ci cumva în funcție de ceea ce trebuie să experimenteze persoanele respective, știu eu, dacă vrea să experimenteze să fie lider, va fi cel mai probabil în leu sau, știi, în funcție de ce caracteristici vrea să trateze în viața respectivă, în niciun caz, pentru că el va fi acolo, să zicem, cel mai bun, pentru că s-a născut în semnul acela, dar va fi cel mai rău din alt punct de vedere. De asta îți spuneam că sunt trăsăturile extrem de complexe puse împreună. Depinde în ce unghi privești, al caleidoscopului, al trăsăturilor. În niciun caz nu este unul mai bun sau mai puțin bun. Va fi unul și mai bun în alt semn zodiacal, dar pe alt domeniu. Uh-huh. E foarte complex totul. Părțile subliminale trec prin toate semnele în experiment? Da. Da, am percepția asta, clar, da. Prin mai multe, prin multe subtilități, prin tot felul de caracteristici, tipologii și subtipologii, ca experimentări, știi, pentru a adobândi experiență din fiecare din ele. Bun, am vorbit și al 13-a semn, Ophiuchus, care mi-ai spus că nu a fost acceptat. Ce model exprima Ophiuchus? Uite, acum, atunci mi-a părea ceva mai mic, știi, și nu prea bine exprimat acum când tu ai vorbit din nou și ai pronunțat numele ăla, mi-a părut ca un soi de încrucișări de linii foarte multe, de tipologii, îmi vine să zic. Parcă ar conține mai multe din fiecare. Știi cum era? Ca un soi de sferă rotundă, dar compusă din mai multe laturi înfipte unul în altul și cu un punct pe mijloc, cu un punct unit în mijloc, acesta fiind o ființă care întrunește trăsături din multe, nu îmi vine să zic că din toate, dar din multe, din celelalte zodii. Și prin caracteristica asta, parcă nu ar fi de fapt o tipologie cu adevărat delimitată, ar fi ceva cumva haotic, cumva foarte greu de experimentat în fizic, foarte greu de aplicat o astfel de amestec de tipologie. Dacă nu mă înșel, odată cu alinierea centrului galactic, vom fi în era vărsătorului.
Care este programarea între era vărsătorului și centrul galactic? Mi-apar lucruri, am doar spațiu vast în fața ochilor, dezvoltare, expansiune, nu mi-apar concepte, știi, expansiunea sau cuvinte. Ce? De energie, energetică, creștere. Observă constructul matrix, așa cum l-ai văzut tu, sferic. Când spui expansiune, se expandează și matrixul? Când ai spus tu asta, eu vedeam piese care în procesul de expandare dispăreau. Le vedeam sărind parcă de pe locul lor. Bun. Care este efectul acestor piese care sar? De disoluție, dar nu de dispariție neapărat al lui, cel simt, nu deocamdată, nu, eu nu asta văd, însă se strică, clar. Nu mai merge la fel cum mergea. Nu mai funcționează cu perfecțiunea care funcționa. Dispar piese din el. Devine mai lejer? Da, mai puțin funcțional ca ceea ce, pentru care fusese construit inițial. O să-ți pun o propoziție să spui ce ți-ajunge. Terra, mașina timpului. Mi-a apărut în planeta Terra și cu o culoare și cu un aspect, cu un scrâșnet metalic, ăsta era și sunetul pe care l-auzeam, și o imagine gri închis. Asta era o imagine sugestivă, nu că ar arăta așa Terra, care vrea să-mi exprime, să-mi sugereze mie că e trecerea timpului, că măsoară timpul, că se împotrivește și încearcă să creeze timpul. Dar nu aveam... Era ceva care, ca și cum s-ar face cu efort. Se încearcă să se creeze acest concept de timp, dar cu foarte mult efort, cu foarte multă greutate, în ordinea generală a lucrurilor, în macrocosmos. Bine. Ok. Cum te conectează, Claudia? Eu voi număra de la 1 la 3. La 3 vei avea ochii deschiși în prezent. 1. Te deconectezi de tot, de tot și de la toate. Observă cum ai făcut asta chiar acum. 2. Ai revenit total în corpul tău, pe care îl simți din ce în ce mai puternic. Îl poți mișca cu ușurință și începi să te simți din ce în ce mai bine. Mai bine, extrem de bine. Și 3. Poți deschide ochii. Cum ți s-a Mama părut? Mie! Mai avea puțin și intra totul pe bigudiuri. Era de complex, parcă a fost tot. Nu numai creierii. Da. Mi este greu să exprim așa... Și mie mi este greu să exprim întrebările. Și acum ți este și ție greu să... Să le exprim răspunsul. Răspunsul. Exact. Mă întreb în ultimul timp dacă tot ce știm noi despre planete ar fi total greșit, pentru că vedem că totuși influențează, da? Mișcarea planetelor influențează viața pe Terra. Viața, comportamentele, tot, da. Tot. Și atunci... Încep să le privești, stai că planetele alea nu-s ca să neapărat să mergem noi acolo să creăm o altă viață, dar este totuși ciudat dacă mă întreb pe mine, da? Pentru că eu niciodată n-am crezut în astrologie, pentru că logic n-am înțeles, băi, cum o planetă la câteva milioane de ani lumine să-mi influențeze mie viața mea? Și atunci, de ce? Nu era logic cu informațiile pe care le avem noi, da? De la NASA, de la ce le avem noi. Și atunci, dacă am înlăturat toate acele concepte pe care noi le știm, ce ar reprezenta? Ce sunt, de fapt, planetele? Greu. E un program, da? Cum de asta te-am și întrebat. E foarte greu să... Pentru că nici eu nu înțeleg exact. Foarte greu să pun întrebările, pentru că nici eu n-am înțeles și nici eu nu... Așa e. Și na, ne-ar plăcea tuturor, știi, să zicem că luăm decizii liber, total neprogramați, dar de-aia nici mulți nu cred în astrologie sau semne. Dar uite că suntem influențați, totuși. Vrem, nu vrem.
Suntem și probabil că de aia suntem, că ele sunt acolo ca să tocmai să creeze influență. Da, să creeze influențe, da. Acum, cum ai văzut tu și eu cred mai puțin în capcana sufletelor, este, da, o experimentare, o ceva, o închisoare creată de noi, dacă vrem să spunem așa, da, pentru a experimenta. Poate da. Nu în toate cazurile, știi? Eu văzusem atunci poate, când ai trimis tu să văd. Da, fiecare, știi cum e. Și iadul și raiul pot fi pe pământ, nu? Exact. Nu-i neapărat ca închisoare. Și a, nu. Savurăm. O închisoare, da, nu în sensul de închisoare cum o știm da. Noi pe Terra. Da. Da, pentru că asta ar fi o închisoare mai mișto. La domiciliu. Da. Bine. Vă mulțumim. Sper că s-a înțeles cât am înțeles și noi. Sper că v-a plăcut. Sper, în primul rând, că v-a fost de folos. Cu siguranță o să mai fie și protocolul numărul 2 și poate până atunci se vor mai așeza piesele în puzzle. Îi mulțumim și Claudiei. Cu drag. Și o să vă spunem la revedere și pe data viitoare. La revedere. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine. Ma non solo, dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa
dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte, a dove arriva, viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande? Quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano, lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato cosiddetto, il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano. E di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, cioè, sempre c'è contaminazione. E quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe
potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, scartabile. E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia. O se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, in forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può avviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo. Si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse, potrebbe manipolarle a sua volontà, a suo vantaggio. E quindi immaginate
che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia. ADN Cronos. Qualche telegiornale che, per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala, sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video. Ma a livello base, la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che, se ci dovesse essere una distorsione con la realtà, è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe? E quante informazioni da filtrare? Sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo, per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte, rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi, per fare anche delle investigazioni su temi molto generici, bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi, alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles.
Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto, una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche, e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.